Dragii mei, în această zi dimineață, noi ne-am bucurat de mesajul învierii Domnului Iisus Hristos și am vorbit despre preocuparea soldaților pentru înșelătorul. Preocuparea soldaților pentru a îl ține pe Isus Fiul lui Dumnezeu, în mormânt. Și am numit mesajul de dimineață misiune imposibilă, pentru că era cu neputință, spune Petru, să fie ținut de legăturile morți. Cu neputință. De ce? Pentru că era fiul lui Dumnezeu. Și prin învierea lui spune Scriptura că el a fost dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să dragii mei, n-aș vrea să rămânem la atât. Soldații și evrei din vremea aceea, preoții au mai avut o preocupare. Nu doar pentru înșelătorul. Ce spune cuvântul aici, în versetul 64 citit dimineață, dă poruncă dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului, am via din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta ar fi mai rea decât cea din tâi. Preocuparea soldaților, misiunea lor, geabul lor a fost nu doar să se ocupe de Isus ca persoană, ci să aibă grijă ca nu cumva o minciună, o înșelăciune să se extindă în lume. Dacă vreți, în această seară vreau să vorbesc nu despre persoana învierii, ci despre preocuparea pentru adevărul învierii, pentru mesajul învierii. Îi găsim pe preoți preocupați oarecum justificat. Doamne, zic ei, către Pilat. Repet, Doamne, lui Pilat. Ne amintim că a zis că va învia. Dacă totuși vor veni, vor fura trupul și vor zice a înviat. Ar fi o minciună, ar fi o înșelăciune prea mare. Hai să încercăm să păstrăm adevărul, ceea ce ei credeau că este adevărul. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu n-a rămas intimidat nici de mulțimea preoților, nici de zalele soldaților, ci că a trimis din cer niște îngeri, nu ca să prăvălească piatra. Nu pentru că Isus avea nevoie să-i deslege cineva legăturile sau fâșiile, ci pentru că acești, acești îngeri, aceste persoane, aceste ființe angelice au venit să aducă un alt mesaj. Și mesajul lor a fost diferit. Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici, Am înviat, slăvit să fie Domnul. Iată, în această seară, dacă dimineață vorbeam de conflictul personalităților, moartea ca demon, moartea ca personalitate, moartea ca stăpânire, în rangul, dacă vreți, al puterilor demonice, vis-a-vis -vis de Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu, în seara aceasta, găsim o competiție a versiunilor. O competiție a versiunilor acestei istorii. Vin preoții și vin soldații cu versiunea lor. Vine îngerul și spune: Nu e adevărat, am viat. Și iarăși găsim, mai departe, încă un meeting, o ședință, un congres uriaș. După ce îngerul duce vestea și soldații, cum spunea fratele uite, au fost primii care au spus adevărul în prima fază. Dar s-a făcut un meeting mare. S-a făcut acolo un summit și au spus. Spuneți așa. Și pentru totdeauna, în Iudaism și pentru totdeauna în lumea întreagă, s-a răspândit o minciună. Dragi mei, în seara aceasta ne uităm la două armate: armata adevărului și armata minciunii. Încă din prima zi a învierii ambele tabere, Dumnezeu și îngerii lui, mesagerii lui, s-au preocupat, au fost preocupați și imediat după aflarea acestui adevăr, îngerul spune, duceți-vă repede și spuneți. Iată imperativul mesajului învierii, eu și tu, ca niște oameni ai lui Dumnezeu, care ne-am întâlnit cu Hristos, care l-am văzut pe Hristos, suntem datori să mergem și să spunem că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Este armata lui Dumnezeu. Din prima zi, Dumnezeu a trimis mesageri. Pe Dumnezeu îl interesează ca eu și tu să spunem adevărul. Dar ceea ce este trist, dragii mei, că din prima zi, diavolul, autorul și tatăl minciunii, cum spune Biblia, a fost la fel de preocupat să sponsorizeze, să propage minciuna. M-am uitat așa un pic la pasaj, și am zis, hai să vedem cum arată armata minciunii și cum arată ad armata adevărului. Armata minciunii, după câte văd eu aici în text, era destul de mare. Oameni cu titluri sociale, politice, economice, religioase, soldați, preoți, n au fost puțini. Încă din prima zi, armata aceasta minciunii a fost foarte numeroasă. Pilat, soldați, regimul roman, sistemul religios, comitete, comisii, toată lumea alarmată, spuneți așa, l-au furat. Știți ce observ eu? Mai mult, tot în versetul 12, spune că s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat mulți bani. În primul rând că minciuna are nevoie de multă propagandă, de mulți propagandiști, de multă gălăgie, de multe mitinguri. Minciuna are nevoie și de multă sponsorizare. Că -o dau mulți bani. Câți bani se investesc astăzi ca și atunci în minciună? Dragii mei, minciuna are nevoie de mulți adepți. Așa e minciuna, nu are putere. De multă propagandă, de multe telefoane, de multe întâlniri, de potriviri de date. Știți, minciuna lucrează cu date greoaie, că nu sunt adevărate. Trebuie potrivite. Trebuie multă titluială, multe planuri. De ce? Pentru că minciuna nu are forță. Pentru că minciuna nu are viață. Spune un proverb în limba română: minciuna are picioare scurte. Și pentru că minciuna are picioare scurte și viață palidă, și nu are suc în ea, nu are forță, vitalitate, minciuna de întotdeauna are nevoie de gălăgie, de susținători agresivi, de vorbă, de de, de mult fast. M-am uitat însă dincolo de asta, la dincolo de demonstrațiile astea, de, de, de multele întâlniri de multe ticluiri, de multe chestii vizibile, invenții. Care a fost armata adevărului? Care au fost mesagerii adevărului? Două femei. Ce șansă are adevărul? Dincolo o armată de teologi, militari. Și Dumnezeu trimite două femei. Dumnezeu sfidează logica ta și a mea. Dumnezeu sfidează logica lumii. Nici azi nu înțeleg ce-o căutat la mormântul ăla cu dita mai piatra două femei. Am mai spus, poate. Eu mă așteptam ca Dumnezeu să trimită la Iesle niște femei tandre și la mormânt niște bărbați, așa, solizi, nu ca mine. Era o piatră, domnule. Dumnezeu sfidează logica umană. Să trimiți tu niște păstori cu mâini aspre la un copil nou născut. Stai! De negândit. Noi bărbați ne fâstăcim în fața unui copil mic, moale, ud. Nou. La noi locul nostru ne simțim bine lângă cauciucuri, lângă baros, lângă ciocan. Ce să cauți, domnule, lângă un nou născut? Să te trimită Dumnezeu la un bebeluș de o zi eu și acum am emoții când trebuie să iau un braț. Am emoții sunt mici, păcăți prea mici, prea gingași pentru noi, bărbați. Și totuși, de Crăciun, Dumnezeu trimite niște bărbați cu mâini aspre. Și la mormântul care avea nevoie de un braț puternic, de niște soldați, de niște oameni curajoși, Dumnezeu trimite două femei. Pentru că puterea lui Dumnezeu stă nu în forța armată. Puterea adevărului nu stă în mulțimea gălăgioasă care îl -ă susține, ci adevărul are în sine putere. Pentru că adevărul vine din Dumnezeu, are forță generatoare, forță creativă. Adevărul nu are nevoie de zurgălăii mei și a tăi. Adevărul nu are nevoie de reclamă, de afișe, de telefoane, de convingere. Pentru că adevărul izvorăște din puterea creatoare a lui Dumnezeu. Adevărul învierii a pornit cu două femei, dar astăzi suntem milioane. Care cântăm și predicăm că Hristos a înviat. De ce? Pentru că adevărul pus chiar în gura a două femei fricoase are forță. În lupta versiunilor, dragii mei, Dumnezeu a câștigat iarăși. De ce? Pentru că este cu neputință. Să năbușe vreodată cineva adevărul. Cu neputință, ascultați-mă bine, nimeni niciodată n-a biruit și nu va birui adevărul. Trebuie să recunoaștem că ne agităm mult și îmi vrea să... de adevărul, și eu pățesc asta. Și după aia amintesc -am că adevărul nu are nevoie de bodyguards. Adevărul niciodată nu va fi învins de nimeni. Adevărul învierii este... Cu noi, Iisus Hristos iaște cu noi și nimeni niciodată nu va birui biserica lui. Nu a o nici Hitler, nici comunismul, nu ne temem nici de mișcarea seculară din America, de această tendință de a, de a nivela tot, de a reduce religia la zero. Nu se poate, sunt aici ca unul care declar adevărul învierii lui Hristos, nu l va birui nici regimul acesta aproape ateist american, nimeni. Pentru că adevărul lui Dumnezeu are putere în sine însuși. Slăvit să fie Domnul! Ce frumos că suntem de partea adevărului! Ce frumos că Dumnezeu ne-a chemat să vorbim despre asta. Soldații au avut ca și slujbă să distrugă adevărul învierii. Este o misiune imposibilă. Și aș vrea să-i văd asta și le spun, relax, uite cât suntem aici. Uite cât suntem aici, care credem ce au spus femeile. De ce? Pentru că cu ele era adevărul și adevărul este Hristos. Dragii mei, vreau să învățăm ceva despre adevăr. Puțin, așa, câteva gânduri. Spuneam, minciuna are picioare scurte, adevărul e veșnic, nicio șansă să câștige minciuna. Însă, vreau să învățăm ceva despre adevăr și minciună despre. Felul în care ar trebui să vorbim despre adevăr. Primul vreau să pun o întrebare, dumneavoastră. Văd că aici, în pasajul acesta din Matei 27 și 28, nu există oameni neutri. Toți sunt înrolați într-o tabără. Întrebarea mea este simplă. În ce tabără ești tu? Ce mesaj porți? Nu există oameni care nu sunt într-o tabără. Toți ducem un mesaj. Și tăcerea e un mesaj. Cuvântul Dumnezeu ne spune clar că îngerul s-a revelat, Dumnezeu a investit, arătări, fulgere, trăsnete, cu tremur, dar în momentul în care revelația apare, Dumnezeu însuși spune prin acești îngeri, duceți-vă repede și spuneți. Avem o responsabilitate, frate și surori, să spunem mesajul în învierii. Trebuie să spunem. Minciuna le spune și ea până astăzi. Spune că până astăzi s-a răspândit minciuna aceea. S-a răspândit. Și astăzi sunt comitete, întâlniri, comisii, sunt, se întâlnește grupul LGBT, se întâlnesc ateii, mișcarea nu știu care, agnosticii și ei spun versiunea lor. Însă noi, dragii mei, trebuie să ne spunem versiunea noastră. Lumea va fi veșnic, o, dacă vreți, o roată a minciunii și a adevărului. Veșnic se vor spune ambele mesaje la televiziune. Veșnic ambele mesaje pe străzi. Veșnic. Mă gândeam ieri, astăzi, ieri bisericile au avut un marș al învierii, am participat și eu acolo și s-a spus, Jesus Christ is risen. Și am strigat acolo uh, multă vreme. Și am cântat, și am umblat prin centru, uh, downtown Phoenix. Și mă gândeam că poate peste o săptămână vine LGBT. Homosexualii fac și ei un mar și strigă și ei. Dar ei strigă mesajul lor. Cu toate astea, dragii mei, noi nu avem voie să încetăm niciodată în biserici și oriunde, la școală, să ne spunem mesajul. Suntem chemați să-l rostim. Este responsabilitatea mea și a ta care am aflat adevărul. Să rostim acest mesaj. Duceți-vă, zicea îngerul, și spuneți repede. Urgența evangelizării n-a încetat niciodată. Mai mult, încă un gând, îmi place cum vorbesc îngerii. Îngerii spun aici, veniți de vedeți. Nu vă place predica asta, mie mi îmi place. Nu seamănă cu predicile mele uneori, nici cu ale altora. Deci nu este aici? Veniți și vedeți. Adevărul, dragii mei, dragi creștini, este o invitație Cred că noi români avem o tendință așa să fim foarte agresivi cu adevărul. Avem impresia că adevărul e un baros care sfarmă capete. Veniți și vedeți. Adevărul nu trebuie să fie agresiv. Adevărul nu trebuie să fie violent. Văd la noi la evanghelici o obsesie pentru apologetică. Apologetică este apărarea credinței. Pe televiziuni, pe YouTube, pe Facebook, postări, așa de violente. Dumnezeu nu ne-a chemat, fraților. Cred asta. Nu vreau să descalific complet apologetica, dar de cele mai multe ori felul în care noi facem apologetică este unul foarte agresiv. Unul foarte violent. Știți ce cred eu? adevărul lui Dumnezeu nu are nevoie nici de demonstrații, nici de avocați. Văd deseori în biserici demonstrarea învierii lui Hristos. Încercăm noi să demonstrăm ateilor și agnosticilor că Hristos a înviat. Cam on! Păi nu s-a trudit Iisus Hristos să demonstreze că era acolo. Să putea arăta la Pilat la geam. Hei, Pilat, what's up? I'm here. Nu s-a dus pe Hristos nu l au interesat agnosticii atei să le demonstreze, uite semnele, uite dovezile psihologice, dovezile juridice și nu mai știu ce. Nu s-a interesat. Nici apostolii nu s-au dus să caute ateii lumii să le demonstreze nimic. Ba din potrivă, Pavel când stă în fața filozofilor în Atena, când ajunge la învierea morților, tăți râd și zic, lasă-ne domnule cu povești. Și pleacă. Și Pavel pleacă acasă. Până aici. Pentru că n-am găsit nicăieri în Biblie că adevărul are nevoie de avocați. Frații mei, nu suntem chemați să fim avocați ai adevărului, să demonstrăm, să apărăm, frate, eu apăr adevărul. Bietul adevăr, dacă a ajuns adevărul să fie apărat de mine și de tine, e sărac rău, cărpit. Știți ce vreau să spun în această seară? Vreau să citesc un verset care nu vreau să-l uităm niciodată. Din, din, Apocal din Faptele Apostolilor, capitolul 2, vreau ca această idee să rămână și dacă toate le uităm celelalte, în mod deosebit asta, fapte 2 cu 32, cum se termină predica lui Petru de dimineață? Și spune Petru așa, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem ce? Martori! Nu avocați! Nu apologeți! Nu bodyguards! Martori! Frații mei, este o diferență colosală între un martor și un avocat. Ați fost la vreo, un case vreodată? Avocatul să agită, el, el pledează, el apără, el acuză dacă trebuie. Asta e geaba avocatului. Martorul ce face? Martorul este invitat de judecător să spună ce a văzut și ce a auzit. Atât. Dragii mei, noi suntem martori ai adevărului. Eu sunt martor! Îmi este rușine uneori de agresivitatea cu care am evangelizat pe autobuze și avioane. Și mi se pare că mulți dintre noi ne luăm rolul de avocați. Știți cine are rolul de avocat al adevărului? Biblia spune clar cine? Duhul Sfânt. Treaba ta și a mea e să spunem. Dom'le, asta cred, asta am văzut, asta am pipăit cu mâinile mele, Dumnezeu trăiește, eu l-am experimentat și atât. Nu suntem chemați să convingem pe nimeni, nici nu putem să convingem pe nimeni. De unde e violența asta evanghelică? Dăm după martori, dăm după baptiști, dăm după adventiști, dăm după toți. Vrem să apărăm. Ce să apărăm? Este unul singur care de 2000 de ani este pe pământ și apără adevărul, se numește Duhul Sfânt. Și aroganța noastră de a fi avocați este o mândrie crasă. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim agresivi, nu ne-a chemat să dăm în cap cu adevărul. Dumnezeu ne-a chemat, să spunem ca Petru, noi suntem martori. L-am văzut pe Isus, l-am experimentat la Elim. Dumnezeu trăiește, atât. Treaba unui martor e să spună, domne, eu asta am văzut, la accident, s-a făcut roșu, a făcut... asta am văzut, declarație și restul treaba avocatului. Și avocatul în biserică este Duhul Sfânt. Nu convingem noi cu ciomagul pe nimeni, dar Dumnezeu poate să convingă. În epoca primară, și cred că de aici ni se trage nouă, după biserica primară, imediat a fost o modă să scrie apologii. A fost un gen literar, apologia. Iustin Martirul, Tertulian, toți s-au scris apologii, din ce în ce mai agresive au, și fulgerau, dădeau după păgâni, 300 de ani de apologii, vă dați seama, după biserica nu are numai apologii și scrisori și contra lui Celsus, contra păgânilor, contra nu știu cui. Și citeam cu oarecare durere pe istoricul Michael Green și spunea, din știința mea de istoric, și-a studiat mult primele trei secole, n-am găsit nici o dovadă în 300 de ani de creștinism, până la 300 și la Nicea, Că vreun creștin s-ar fi convertit în urma apologiilor. Câtă cerneală s-a scris. Și nu zic că e degeaba. Avem documente frumoase azi. Dar spune el, n-am găsit nicio dovadă în istorie. Că în 300 de ani, prin apologiile astea violente, s-ar fi convertit vreun păgân. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim martori și atât. Restul e treaba Duhului Sfânt. Mai mult, ce mi se pare mie interesant este că spune cuvântul că a rămas minciuna aceasta printre iudei și zvonul ăsta până în ziua de azi. Parcă Dumnezeu profețește, prezice și spune trebuie să fie așa. Vreau să merg mai departe să spun că nu numai că apologetica, polemica, polemica e diferită, de apologetica ți-apere credința, polemica înseamnă să ataci credința altuia. Și se pare că apostolii Domnul Iisus nu s-au sinchisit să atace versiunea lui Pilat și a preoților. Nu! Ei și-au predicat versiunea lor. Însă n-au pierdut vremea să demonstreze minciuna lui Pilat. Și la noi la biserică, uneori la învon și nu numai, și în afară, în ziare, pe mass media, e atâta violență și atât de mult demonizăm pe alții. Frații mei, suntem datori să spunem ce credem, și nu avem voie să susținem păcatul, dar cred că este inutil să dăm cu castraveți și cu roșii și cu ou cu un homosexual când fac meeting. Sau să dăm după ei aici la anvoane fără rost. Să demonizăm islamul, este o tendință în America, o tendință prostească, pentru că înrăutățim relațiile, demonizăm islamul, îl predicăm pe Mohamed ca pe un pedofil și un nu mai știu ce, că făcea spume la gură și avea... Asta nu este strategia lui Dumnezeu. Polemica este mizerabilă? Noi nu suntem chemați să lovim în alții, ci noi suntem chemați să predicăm adevărul. El are putere în sine însuși. Adevărul are forță, are viață, e Dumnezeu. Nu-i nevoie de ciomagul meu, nu-i nevoie de polemica mea. Mă gândeam la ce spunea aici Cuvântul Dumnezeu în Matei, spune Cuvântul lui Dumnezeu că în Matei capitolul 13, nu mai citesc, pilda neghinei și, uh, da, neghinei, spune că acolo era greu semănat și au apărut și Neghina. A spus cineva așa plin de Doamne, dă nevoie să smulgem. Și au spus, nu, lăsați-o până la final. Până la final? Adică până vine Domnul, trebuie să rămână minciuna? Da, noi predicăm adevărul, dar nu-i treaba noastră să investesc bani, spuneam și acum. Câți bani nu s-au investit în țara asta să se predice evoluționismul? Cărți tipărite, research și research-ul ăsta știți cum e, ei se dă bani și trebuie să iasă ce trebuie. Câți bani nu se investesc, dragii mei, în acest grup LGBT ca să ajungă să aibă uh, popularitate și tot nu au. Și când se va demonstra că, de fapt, teoria evoluționismului scade ca popularitate în ochii oamenilor de știință, e tot mai fragilă. Însă oamenii vor inventa altă minciună, două ori. Și când oamenii ăștia atei care vor fi onești cu știința, au spus, ei, e cu sută cu albă, e veche, dar vin o ceva, dar hai să inv vor inventa o minciună nouă. Minciuna se va propaga până la finalul viacurilor. Și Dumnezeu a zis, nu e treaba ta să smulgi minciuna, treaba ta e să semeni adevărul. Treaba ta e să te ocupi de puterea lui Dumnezeu, de ceea ce spune Dumnezeu și nu să faci polemică, nu să smulci minciuna. Mulți oameni care se consideră polițai lui Dumnezeu, un fel de poliție spirituală, CTC, cum era în România, control de calitate. Asta nu-i bună, asta nu-i. Aici și duhuri, aici, frate și soră. Suntem chemați să nu mai fim așa de preocupați de lurking images behind the bushes. Ne prea place ceva așa obscur, lucruri foarte exotice. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori ai adevărului învierii. Restul e treaba lui Dumnezeu. La sfârșitul viacurilor, minciuna se va separa de adevăr și Dumnezeu va triumfa. Slăvit să fie Dumnezeu! Dimineața am vorbit despre persoana învierii, în această seară am vorbit despre adevărul învierii și vă rog din toată inima, dragii mei, să plecăm cu un gând acasă. Haideți să fim! martori ai învierii Lui. Pește tot apostolii predică, spun, noi suntem martori, noi suntem martori. Spuneți oamenilor ce ați văzut și ce ați auzit. Spuneți oamenilor cum va cerceta Dumnezeu. Spuneți oamenilor cum va vindeca Dumnezeu. Spuneți oamenilor cum Dumnezeu v-a schimbat viața din drogat, din bețiv, ce a făcut Dumnezeu din voi. Predicați adevărul și restul, lăsați-l pe Dumnezeu. El este încă pe tron, în mâna Lui este puterea. El este adevărul și adevărul va triumfa în istorie. Slăvit să fie Dumnezeu. Încheiem prin o rugăciune, haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Și că Dumnezeu a fost cu noi de Paște, ne-a binecuvântat aici la învierea Domnului Iisus. M-am bucurat mult de cântări, Domnul să binecuvânteze formațiile, grupurile, tinerii, El să răsplătească tuturor care s-au ostenit. Ne bucurăm pentru slujirea dumneavoastră, ne rugăm și pentru tineri, ca Domnul să le dea zel în continuare în slujirea lor. Ne rugăm pentru biserica Elim, Domnul să o crotească de cel rău și El să fie cu noi în continuare în săptămânile care urmează. Ne rugăm și mulțumim Domnului.